Lanzigânge, de Mircea Eliade. Personaje: profesorul Gavrilescu, Hildegard, fosta sa prietenă din tinerețe, Elsa, soția sa, doamna Voitinovici, Otilia, nepoata doamnei Voitinovici, țiganca, grecoaica și evreica. Acțiunea are loc în Bucureștiul secolului al XX-lea, într-o zi toridă de vară, căldura devenind aici un leitmotiv. Novela debutează cu o discuție pe care o are profesorul Gavrilescu în tramvai cu ceilalți pasageri, în timp ce se întoarce de la domnișoara Otilia, nepoata domnei Voitinovici, căreia îi dădea lecții de pian. În tramvai, aflăm despre un anume colonel Lawrence, pe care Gavrilescu îl pomenește în discuția cu ceilalți pasageri, despre care nici el nu știe foarte multe lucruri, dar de la care reține căldura foarte mare care l-a marcat pe acesta în călătoria spre Arabia. Tot aici călătorii încep să vorbească de bordeiul țigăncilor, pe lângă care trec cu tramvaiul, un loc foarte vechi, umbros, acoperit de nuci bătrâni, pe care toți îl consideră o rușine și pe care Gavrilescu îl vede de 3 ori pe săptămână când trece cu tramvaiul. Gavrilescu își aduce aminte că a uitat servieta cu partitura acasă la doamna Voitinovici, așa încât coboară repede ca să ia tramvaiul în sens invers. Obosit, dar și copleșit de căldura înăbușitoare, se așează pe o bancă să se odihnească, moment în care începe să-și amintească de iubita sa din tinerețe, Hildegard, la care nu s-a mai gândit de foarte mult timp. Simțind răcoarea nefirească ce venea dinspre bordeiul țigăncilor, unde se aflau nucii bătrâni și umbroși, intră aici pentru a se răcori. Se sizează că această casă nu are colțuri, pereții având o formă neregulată, sub formă de spirală, peste tot ivindu-se crini și trandafiri crescuți în grădina neîngrijită printre bălării și tufe de măceșe. Aici este întâmpinat de o babă care îi cere 300 de lei ca să lase să-și aleagă o fată. Interesant este că, fiind întrebat dacă dorește o țigancă, o nemțoaică, o evreică, refuză categoric nemțoaica, poate din cauza unui considerent încă nesesizabil existent încă subconștientul său. Îi se oferă așadar o grecoaică, o evreică și o țigancă, fiind pus de către acestea să ghicească țiganca. Deși fetele îi oferă toate indiciile pentru ghicirea fetei, eșuează. Însă Gavrilescu refuză să intre în jocul lor, alunecând mereu în trecut, într-o lume doar a sa, o lume a amintirilor, în care acestea nu sunt prezente, fapt care le determină pe fete să afirme, iar s-a pierdut în trecut, nu o să știe să mai iasă. De emoție și căldură simte că îi se face sete. Începe să-și amintească de Hildegard, iubita sa din tinerețe, și modul în care a fost nevoit să renunțe la ea pentru actuala lui soție. Aflăm că Hildegard a fost nevoită să plece o perioadă din oraș, timp în care el a întâlnit-o pe Elsa, o fată tânără ce plângea și pe care a dorit să o consoleze. Împreună cu Elsa, a intrat într-un bar, dar neavând bani pentru a plăti, a trebuit să împrumute de la aceasta. Rușinat, dar și fără bani, s-a simțit oarecum obligat fa față de fată, încât s-au căsătorit. Fetele se rotesc în jurul său ca într-o horă a ielelor, din ce în ce mai frenetic, iar el mereu caută motive pentru a se sustrage de la acest joc. Începe să cânte la pian, tot mai violent, schimbă subiectul, vorbește mai mult singur decât cu cineva anume. Simte o căldură care îl sufocă. Fetele se ascund de el, iar Gavrilescu pornește într-un coridor întortocheat, unde descoperă că apare în calea sa totul ca un paravan care nu exista. Apar pereți ondulați, în întuneric reușește doar să pipăie diferite obiecte, de la coșuri de rufe, la mobilă, ziare vechi, etc. Un moment de tensiune este acela în care se simte strâns ca într-un giulgiu de o draperie care se înfășoară în jurul său, dar și când se simte gol. Din cauza tensiunii leșină, iar când se trezește, se vede îmbrăcat cu alte haine. Bordeiul este privit ca un mit al labirintului, un simbol al trecerii dinspre viață spre moarte, o trecere dincolo. Când se trezește, devine dezorientat, așa încât iese din bordeiul țigăncilor, doar că lumea se schimbase între timp. Urcă în tramvai și află că biletul se scumpise, iar bancnotele nu mai sunt valabile pentru a-și putea procura un altul. Coboară derutat din tramvai și ajunge la casa doamnei Voitinovici,
aflată pe strada preoteselor numărul 18 pentru a-și recupera partiturile, dar află că aceasta se mutase de 8 ani de când Otilia se căsătorise, deși era doar un copil când el a plecat din casa ei. Situația devine mai stranie când ajunge acasă. Nu reușește să intre și află de la un vecin că soția sa, Elsa, se mutase de 12 ani în Germania, imediat după dispariția lui, fără urmă. Dezamăgit, se întoarce la țigănci, condus nu întâmplător de un birjar, un fost tricar. Trece împreună cu acesta prin fața bisericii, ca într-un ritual, unde se mai simte miros de regina nopții și unde află că de curând a murit cineva, simțindu-se tot mai obosit și dezorientat. Află de la babă că singura care nu doarme niciodată este nemțoaica, pe care o refuzase el la început și pentru a ajunge la ea trebuie să urce 7 trepte. Încurcată numărătoare, reușește să intre la aceasta și descoperă pe Hildegard, iubita sa din tinerețe. Așadar, refuzul nemțoaicii de la început nu era întâmplător. Gavrilescu îi explică fetei situația ciudată în care se află, iar fata îl întreabă în mod insistent dacă nu realizează încă ce i s-a întâmplat, uimită în același timp de confuzia acestuia. Își uită pălăria, dar fata îl îndeamnă să nu se mai întoarcă pentru că nu va mai avea nevoie de ea. Pornesc amândoi, conduși de birjar, pe drumul cel lung spre pădure, la pas domol, întrucât afirmă ea, este timp. Sfârșit.